asupra unor nume grele din politică sau din afaceri, iată că la un moment dat apar informații despre tine și devii balast. Și s-a mai întâmplat acest lucru. Ei bine, marele șef de la DNA Ploiești, unitatea de elită considerată de Laura Căduța Chioveș, și a fost dimineața chemat la parchetul general, unde i s-au adus... iată informații conform cărora domnia sa, nu e așa, este urmărită penal într-un dosar plecat de pe urma unor dezvăluiri a fostului deputat Vlad Cosma, un dosar în care se vorbește de falsificarea unor liste cu martori. Ei bine, și Negulescu, celebrul portocală zis Dreanță, zis Paradeală, este în același dosar. Cu alte cuvinte, doi procurori importanți ai unității de elită, nu-i așa, DNA Ploiești, iată, devin balast și trebuie să se scape de ei. Acum câteva ore, Onea s-a dus la parchetul general, unde, vă spuneam, mi s-a pus în vedere faptul că este urmărit penal. Ce a declarat? Absolut nimic, însă imaginile sunt grăitoare și vă invit să le urmărim. S-a adus la cunoștință acuzațiile, urmează să administrăm probe în vederea aflării adevărului, fiecare o să răspundă pentru faptele pe care le-a făcut. Nu vreau să discut detalii din dosar, urmărirea penală este secretă. Urmărirea penală a procurorilor Onea și Negulescu ar viza probe fabricate și abuz în exercitarea funcției potrivit parchetului general. Șeful DNA Ploiești și procurorul Mircea Negulescu, fost anchetator al DNA, au calitatea de suspecți în dosarul fostului deputat PSD Vlad Cosma. Acești doi domni, și nu doar ei, ci și alți procurori, în mod clar au comis fapte penale. Falsificări de probe, abuzuri, cercetare abuzivă. Din câte știu, domnul Onea și astă seară așa cercetat penal, este în colegiul de conducere al DNA, alături de doamna Chioveși. Politicieni care încalcă legea, foarte bine. Nimeni nu vrea să scape politicienii care încalcă legea. Foarte bine, să plătească. Procurori care calcă legea, la fel, trebuie să plătească. Și inspecția judiciară a demarat acțiunea disciplinară față de șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, și de fostul procuror Mircea Negulescu. CSM urmează să decidă în ce fel vor răspunde aceștia. Inspectorii judiciari spun că Lucian Onea a solicitat arestarea preventivă a unui inculpat în baza unor probe falsificate, în timp ce Mircea Negulescu, dar și un alt procuror, Alfred Savu, ar fi divulgat măsurile de protecție a martorilor. Fostul prim-ministru Victor Ponta le reproșează procurorilor nu doar că încalcă legea, dar că uneori nici nu o cunosc. Am avut ocazia, din păcate, pentru viața mea, să-l văd și pe domnul Portocală și pe domnul Încheșelu. Primul lucru care m-a frapat la ei a fost evidenta incompetență profesională. Nu știau articole din codul penal. Nu vă mai spun cum un procuror care anchetează cazuri de evaziune fiscală nu știe ce înseamnă taxe pe valoare adăugată. În al doilea rând, un mod de comportament care pentru mine era similar cu al infractorilor. Prima mea întâlnire cu domnul Portocală a fost când mi-a zis, că l-am întrebat, domnule, dumneavoastră vorbiți serios, chiar credeți că m-au votat pe mine oamenii din Târgu Jiu în decembrie, pentru că în februarie m-am văzut cu Tony Blair la București și mi-a zis, lasă, domnule, bizonul știe cum votează, știm toți cum votează bizonul. Eu am crezut că mă provoacă, cum să te exprimi în felul ăsta? Bun, asta este știrea zilei, o știre interesantă în contextul în care spuneam și repet, cred că e a treia oară când spun acest lucru, atât Lucian Onea cât și Negulescu au fost intens și fervent lăudați de Laura Căduța Chioveși în toate ședințele de analiză ale DNA pentru faptul că ei ce fac acolo? Niște anchete bubuitoare și răsunătoare. Și adevărul a ieșit la iveală, faptul că au falsificat probe și că au făcut anchete după ureche, un fel de vânătoare de vrăjitoare. Se rup lanțurile de iubire între DNA Central și DNA Ploiești? Probabil că da, nu știu. Comentăm cu Liliana Maria Năstase, colega mea, bun găsit, Liliana. Alexandru Coita, analist politic, bun găsit, Alexandru Coita. Cum e Liliana? Cu Negulescu, zis și Paradeală, cu Onea, băieții ăștia intens lăudați și scoși în față de Laura Căduța. Pentru noi, Mircea Negulescu nu mai reprezintă nicio surpriză, pentru că deși la prima vedere am putea spune, domnule, uite, DNA-ul scapă de persoanele prezumtiv a fi făcut anumite infracțiuni sau diverse fapte, de fapt nu se întâmplă nimic. Imaginați-vă că Mircea Negulescu este chemat pe la parchet și pe la CSM de aproape 2 ani. Până la urmă, el nici măcar nu este suspendat din magistratură, nici măcar nu este revocat definitiv, pentru că tot atacă și răsatacă. Și nu m-ar mira într-o bună zi să-l vedem că se întoarce și cere și drepturile salariare pe această perioadă.
În ceea ce îl privește însă pe Lucian One, este o lovitură într-adevăr de imagine și o lovitură care se va răsfrânge împotriva întregii justiții, pentru că imaginați-vă că la instituția guvernată de domnul Onea, încă guvernată, mă și mir cum un șef de o structură DNA urmărit penal este încă în funcție la 2-3 ore de la punerea oficială sub învinuire, pentru că informațiile au apărut încă din cursul zilei de ieri, pentru că la acea instituție s-au făcut majoritatea dosarelor alături de DNA central, în care au fost implicați oameni politici cu funcții foarte mari în statul român. Victor Ponta a achitat de curând în primă instanță cei drept. Sebastian Ghiță, care a reclamat astfel de fapte încă din 2006 și nu l-a luat nimeni în seamă, din 2006 până în 2018 s-au mai făcut 10 de dosare la DNA Ploiești. Iar faptul că parchetul general, în primă fază, pentru că domnul Onea este prezumptiv nevinovat sau poate va avea soarta domnului Tiberiu Nițu scos pe ușa din dos și scos de sub urmărire penală după 3 ani, după ce a părăsit parchetul general și a stat suspendat de prin funcții. Acum, eu nu-mi dau seama dacă e vorba de vreun joc, dacă e vorba de incompetență, dacă e vorba despre o justiție care respectă articolul 16 din Constituție, nimeni nu mai presus de lege. Cert este că domnul Onea trebuie să plece imediat de acolo, cel puțin se autosuspende, pentru că dacă nu, oricum va fi suspendat de funcție de către CSM odată cu declanșarea acțiunii penale, dacă se va întâmpla acest lucru și nu va sta acel dosar 2-3-5 ani la sertar. Pe de-o parte, domnul Onea trebuie să plece și pe de altă parte, conducerea DNA-ului trebuie să dea niște explicații, pentru că domnul Onea a fost scos într-o conferință de presă în urmă cu 3 luni, o conferință halucinantă în care domnul Onea avea niște un comportament cel puțin discutabil și în care ulterior a avut aceste două, să spun, lovituri din partea judecătorilor, pentru că justiția până la urmă se face în instanță, nu la DNA și la parchet, acolo doar este atributul acuzării. Două lovituri în instanță, rejudecarea dosarului lui familiei Cosma, lui Vlad Cosma și a tatălui său, și achitarea lui Victor Ponta și achitarea lui Sebastian Ghiță într-un dosar în primă instanță, revocarea controlului judiciar, revocarea unor arestări preventive și chiar fuga, și chiar plecarea lui Sebastian Ghiță din România. Bun, de acord cu tine, Alexandru Coita, cum traducem? Cum traducem noi toată această poveste, da? Că acum sunt puși sub urmărire penală pentru fabricarea de dosare, de listă de marturi, etc., etc. Coroborând cu faptul că au fost lăudați ca unitate de elită cu rezultate deosebite de la ora Codruțea Chiovești și de asemenea coroborând cu faptul că DNA-ul se află acum în postura animalului rănit care își linge cumva rănile pentru că au fost atacuri mari la DNA. Poate fi cumva și o lovitură de imagine a DNA-ului, adică ne luăm mâna de pe ei ca să arătăm că noi de fapt ne curățim și că suntem standardul anticorupție inclusiv la noi? Poate fi și asta. E o interpretare din punctul meu de vedere pertinent. Însă, cred că dacă ne ducem puțin în spate, observăm că acești doi oameni, procurorul Neculescu și șeful DNA Ploiești, au fost ținta unor campanii mediatice de mult timp, de aproximativ un an jumate, 2 ani de zile, așa cum a spus și colega noastră de platou. Campanii mediatice bazate pe informații, pe anumite probe care au fost lansate public și la care DNA nu a avut niciun răspuns. Ba, dimpotrivă, DNA s-a purtat ca și cum totul este perfect în ograda sa și a fost în continuare sprijinită necondiționat până de curând de instituțiile statului, mă refer aici în primul rând la administrația prezidențială. Deci, în aceste condiții, începerea urmăririi penale ne arată două lucruri. Unu, că a existat un stil de comunicare greșit. Adică, în momentul în care devenise destul de clar că există probleme în interiorul DNA și că există anumite practici neconforme cu standardele profesionale, trebuia gândit un plan de comunicare care, unu, să recunoască existența unor probleme și, doi, să remedieze aceste probleme. Motivul nu este de acela de a umili
dezlegitimizi DNA sau de a scădea din prestigiul acestei instituții. Dimpotrivă, atunci când reușești să gestionezi singur problemele interne și le recunoști, arăți că ești o instituție puternică, rezilientă, care poate să reziste șocurilor și o instituție care știe să joace după regulile democratice. Acum, situația în care ne aflăm este una în care lucrurile deja au mers prea departe, pentru că gândirea, mentalitatea de fortăreață și mentalitatea de război în care au acționat atât președintele țării în raportat la DNA, cât și șeful DNA, cât și procurorul general al României, riscă să se întoarcă împotriva românilor, nu împotriva lor, împotriva românilor. Spun asta pentru că în momentul în care ai România împărțită în două tabere, pro-DNA și anti-DNA, atunci când ai deja fapte concrete care arată că au existat nereguli în cadrul instituției, nu cred că mai există loc pentru o discuție normală și firească privind modalitățile de optimizare a luptei anticorupție. Cum să facem să nu mai există aceste probleme și să nu mai există această ură și acest mod inchizitoriu în care se pune problema cu corupție. Suntem o țară în care au existat nu știu câte sute de condamnări pe an, dar cu toate astea suntem în percepție la fel de corupți ca acum 10 ani. Nu este normal. Așa putem să fim corupți până în 2100, instituțiile care se ocupă cu corupția să fie cele mai puternice din țară, să se hrănească de pe urma acestei percepții și nimic să nu se schimbă. Dar mergând pe firul logic, dezvăluiri despre domnul Onea și domnul Negulescu au apărut de foarte mult timp, cu înregistrări video, cu înregistrări audio, da? DNA-ul n-a schițat niciun gest. Ba da, au schițat un gest de susținere a procurorilor respectiv. Eu ce spun, adică nu a schițat niciun gest să să rezolve problema, să ancheteze problema. Și acum spuneam, când DNA-ul a fost pus cumva în colț de desele atacuri politice și nu numai la adresa instituției, e pe principiul ăla, ce facem? Să scufundă barca? Da, hai să dăm balast peste bord, poate scăpăm. Întrebarea este dacă nu este prea târziu. Asta am încercat să sugerez. Faptul că este cumva prea târziu, pentru că, uitați, ne apropiem de finalul mandatului actualului șef al DNA. Avem, cred că mai puțin de un an. În aprilie, nu? Deci mai puțin de un an. Avem această discuție destul de avansată și controversată privind legile justiției și urmează probabil codurile penale. Avem o majoritate parlamentară care, pentru care aceste modificări constituie o prioritate, o poziție slabă și un președinte care în ultima vreme a decis să fie foarte vocal. Avem și un război politic. În aceste condiții, unde mai putem noi să mai discutăm în cadrul public despre cum trebuie făcută de fapt lupta anticorupție în România? Nu mai putem. Și atunci există din două soluții una în ceea ce mă privește. Fie continuă lucrurile ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, continuă DNA să meargă înainte netulburat și probabil că vor continua aceste probleme până când la un moment dat se va înfunda drumul. Fie se va adopta o soluție radicală, de exemplu comasarea DICOT cu DNA, practic amputarea DNA ca organ de luptă anticorupție și revenirea la un statu quo dinainte de anii 2000, dinainte să se creeze acel PNA, în care fiecare își vede de treabă nestingherită în clasa politică. Astăzi s-au făcut cărări la parchetul general, acolo a revenit pentru audieri și fostul președinte al României, Ion Iliescu. Ei bine, doamnelor și domnilor, a existat și un moment oarecum tensionat, în sensul că la ieșire, deși nu a făcut nicio fel de declarație, fostul președinte Ion Iliescu a făcut un gest ceva de genul zurli, așa, la adresa oamenilor care s-au apucat să-l huiduiască. Câteva imagini vreau să le vedem și comentăm imediat. În continuare, vă considerați nevinovat, domnule președinte? Vedeți vreo responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat după fuga lui Ceaușescu? Ați coordonat acea chestiune? Aveți grijă. Eu aș vrea să vă întreb, stimați invitați, de ce nu vorbește Ion Iliescu? De ce nu ne spune ce părere are dumneavoastră, știți cum e vorba lui Vanghelie, pe persoană fizică, despre acest dosar, despre reluarea acestui dosar, închis la un moment dat, redeschis? Să știți că, pe de-o parte, este mai bine că Ion Iliescu tace, pentru că a avut câteva intervenții absolut nefericite, ca să nu folosim cuvinte mult mai dure lansate chiar de dumnealui în spațiu public. Când a spus, domnule, mai stăm să mai plângem morții de acum 28 de ani. Deci a avut niște intervenții. Ce ar putea să spună Ion Iliescu când el poate să stea absolut liniștit? Pentru că acest dosar nu-l va afecta niciodată cu nimic. Este mai mult un dosar show, pentru că el
putea să fie trimis în judecată de foarte mult timp, fiind închis și redeschis și majoritatea probelor fiind deja făcute. Imaginați-vă că acum să reaudiez martorii după 28 de ani, este foarte greu ca persoanele respective, multe dintre ele în etate, să-și mai aducă aminte cursul firesc al evenimentelor, astfel încât acele declarații să poată fi folosite ca temei juridic în vederea condamnării. Acest dosar este show acum, dacă vreodată va fi finalizat, trimis în judecată și vom avea un verdict definitiv, probabil peste 6-7 ani, atunci va avea o valoare istorică, pentru că până la urmă dosarul Revoluției, condamnarea, procesul comunismului și dosarul Mineriadei rămân pentru istorie. Noi nu am avut posibilitatea... Deci, atunci ce este? Un spectacol mediatic? Este un spectacol mediatic. Gândiți-vă că și acel dosar al torționarilor este un dosar istoric. Faptul că două persoane în vârstă de 90 de ani au ajuns la pușcărie și stau un an, doi, cinci ani cât or sta la pușcărie, nu reprezintă nimic. Răspunderea penală e una individuală. Știu că poate sunt foarte multe persoane care doresc să-l vadă pe Ion Iliescu la închisoare sau nu. Din fericire, în România, am mai spus-o, justiția se face în numele legii și nu în numele poporului. Eu încă vreau să cred acest lucru și o să-l cred în continuare până la proba contrarie. Însă acest dosar nu se vrea în instanță și nu se vrea cu un verdict definitiv. Dosarul, când se ajungă la final, mereu se încurcă. Ba la Curtea Constituțională, ba există un vid legislativ care îi scapă din nou pe toți, ba mai știu eu ce. Singurul lucru bun în acest dosar care a dus până la urmă la un lucru bun a fost imprescriptibilitatea crimelor, pentru că altfel era prescris de mult și nici măcar valoare istorică nu mai avea. Și atunci Ion Iliescu își permite să aibă această atitudine, pentru că își dă seama că mai degrabă îi deranja din când în când să se ducă la parchet și să mai dea 2, 3, 5 declarații, dacă o vrea să le dea, pentru că de fiecare dată a stat destul de puțin și am senzația Alexandru că se prevalează de dreptul la tăcere. E și asta este un condiment dintr-un ghiveș general pus la cale pentru țara asta, adică mai chemăm pe niște unii la parchet, nume sonore, mai zice presa, mai vorbesc 5 minute la emisiune despre asta. Da. E o chestie de asta, un hierarhism pare, pentru că, de fapt, așa cum spunea, se spunea mai devreme, nu cred că vom avea o finalitate concretă prea curând pe acest dosar. Adică, faptul că s-a redeschis, pentru o câtă oară s-a redeschis acest dosar? A patra oară, nu? Deci e așa, deja e de bâlci. Se închide, se redeschide, nu se știe în ce considerente acest dosar, în funcție, probabil, cum bat vânturile istoriei sau politice. Nu vreau să zic... Dar la Revoluție, până la urmă, au murit oameni. Dosarul Revoluției pentru justiție este ca autostrăzile pentru politicieni. Deci când au campanie electorală, facem autostrăzi 2 milioane de kilometri. La parchete, cum se apropie alegerile? Pentru că la anul viitor vom avea două funcții foarte importante în statul român. Șeful DICO și șeful parchetul general și șeful DNA sunt două persoane foarte importante în statul atunci român. Atunci ne facem că lucrăm, redeschidem dosare. Nu știu, domnule, a fost promisiunea tuturor procurorilor general și doamna Chioveși și când a fost procuror general și a început mandatul cu această promisiune că va finaliza și va trimite în instanță. Bun, dacă îmi permiteți, este că probabil că acest dosar al Revoluției nu poate fi finalizat dintr-un motiv foarte simplu, pe care nimeni nu-l spune. Dacă ar fi finalizat și ar fi elucidat dosarul Revoluției, dacă ar vorbi Ion Iliescu și ceilalți oameni implicați în Revoluție, probabil că toată societatea românească ar fi aruncată în aer. Pentru că am înțelege practic pe ce fundamente s-a construit noua ordine, între ghilimele, să spunem, sau nu, democratică din România, și ar trebui să luăm totul de la zero. S-ar da foarte multă apă la moară cu curentelor extremiste. Ei, și n-ar fi rău să România... luăm totul de la zero, că n-am ajuns nicăieri, Alexandru. Da, numai că din nefericire. Un nou zero pentru România în contextul internațional actual ar însemna cel mai probabil extremism, ar însemna haos, ar însemna dezordine, ar însemna probabil și curente regionaliste și nu cred că ne dorim asta niciunii dintre noi. Moment stânzgenitor, doamnelor și domnilor, într-o conferință de presă comună ținută de premierul Viorica Vasilica Dăncilă și comisarul european Corina Crețu s-a întâmplat ieri în Bacău.
Cele două doamne s-au dus să promită, evident, lucruri care nu se vor face niciodată. Dar la un moment dat, supărată, iritată de faptul că ziariștii adresau întrebări doar premierului Viorica Vasilica Dăncilă, comisarul european Corina Crețu a avut o ieșire, spuneam, care a lăsat pe toți mască. Hai să vedem imaginile, că avem probele, evident. De mine mai aveți nevoie? Da. Se speculează că asociația specială domnului Dragnea se renunță la această funcție și domnul Dragnea ar fi pus presiune dumneavoastră să rămâneți în funcție. Este adevărat sau nu? Categoric nu, văd că zvonistica funcționează. Cum suportați să fiți Ciuca Bătăilor în țara asta? Cum suportați acest lucru? Nu este ușor. Nu este ușor și puneți-vă, faceți un exercițiu de imagine și vă puneți un pic în locul meu și vezi atâtea jignire, atâta ură și atâtea lucruri urâte. Dar ce să fac? Să fac un pas înapoi? Gata, doamna comisar așteaptă și dumneavoastră. Sunt multe lucruri care merg în același sens. Bun, Corina Crețu, în calitatea sa de comisar european, ar fi așteptat să o întrebe ziariștii, doamnă, ce facem cu fonduri, că suntem cu dezvoltarea Europei, aici în Moldova, cu autostrăzile, nimic, toată lumea se interesa dacă Viorica Vasilica Dăncilă se simte deranjată de atacurile la gramatica pe care o folosește sau la semantica pe care domnia sa o folosește. E bine, Corina Crețu a făcut un gest cât se poate de interesant, anume, pur și simplu, după ce a întrebat public de mine, mai aveți nevoie, oarecum ironic, s-a și ridicat de la masa la care, mă rog, de la prezidiul acela din conferința de presă. Iar noi trebuie să înțelegem lucruri de aici. Ce înțelegem, Liliana Maria Năstase? Păi eu cred că a făcut un lucru bun, pentru că nu știu ce ar fi putut să răspundă doamna Corina Crețu în privința absorției fondurilor europene, având în vedere că cele 5 miliarde promise, nu de dumneai cei drept, ci de guvernul Dragnea, nu s-au întâmplat niciodată nici până la nivelul sumei de 1 miliard. Pe de altă parte, acum și prezența doamnei Dăncilă, nu cred că doamna Corina Crețu credea că are o importanță mai mare decât doamna Dăncilă, care este o poveste la fiecare apariție. Nu la asta mă refeream. Corina Crețu este adusă în România. Cum să vă spun eu, să nu greșesc așa. Nu că cineva ar vrea să afle ceva de la Corina Crețu. Nu. Este adusă cumva ca să întărească, să dea greutate unor promisiuni fantasmagorice a celor aflați la guvernare. Participarea ei, din punctul meu de vedere, și întreb Alexandru Coita, poate greșesc eu, participarea ei la conferința de presă ar fi trebuit să dea greutate unor promisiuni pe care Viorica Vasilica Dăncilă le-a făcut. A vorbit despre autostradă, despre aia leagă, Moldova și așa mai departe. Pe principiu, uitați-o, am și pe doamna Corina Crețu, care ne asigură, ne dă greutate promisiunilor noastre. Deranjată că n-a întrebat-o nimeni, doamna Corina Crețu, așa este, s-a ridicat și a plecat. Adică ce faceți, mă, vă privați ca ursul? Doamna Corina Crețu este un politician puternic la Bruxelles. De aceea și are și acest orgoliu, nu este total nejustificat. Dumneai gestionează un buget mare, bugetul pentru dezvoltare regională, și prin urmare are o putere semnificativă în Colegiul Comisarilor condus de Jean-Claude Juncker. De aceea, atunci când Corina Crețu vine la București, această miopie a românilor față de spațiul european și Bruxelles o deranjează și este normal să fie așa, pentru că noi am fost întotdeauna mai interesați de bârfa domestică și de un soundbite, de o gafă, în acest caz a doamnei premier, decât să aflăm lucruri concrete ce se poate face cu banii de la Bruxelles. Corina Crețu a fost și este un comisar care a ajutat foarte mult România în perioada guvernării Ponta, în sensul în care ne-a sprijinit în fazarea unor proiecte, ne-a permis practic să decontăm din fonduri europene proiecte care fuseseră începute din bugetul de stat. Și cu ajutorul Corinei Crețu, România a reușit să ajungă la acea cifră de contare a fondurilor europene, care oricum era mică. Dar fără ajutorul de la Bruxelles, nu am fi ajuns nici acolo. Astea sunt fapte, nu înseamnă că am un partid
sticli sau mi-am propus neapărat să o laud pe Corina Crețu, dar încerc să explic puțin contextul. În momentul de față, evident că doamna Dăncilă, care a fost un europarlamentar, la fel cum era și Corina Crețu, a pornit de la un nivel, la nivel politic mai jos decât actualul comisar european pentru dezvoltare regională. De unde și această nouă poziție, care evident din nou o deranjează pe doamna Crețu. Nu mai știu exact, sincer vă spun, nu mai știu exact cum sunt apele în PSD, cum se poziționează Corina Crețu. Am mai auzit zvonuri că ar putea la următoarele alegeri europarlamentare să nu mai candideze pe listele PSD, să meargă către o altă formațiune, nu știu în ce măsură lucrurile astea sunt adevărate, dar e posibil să fie și acolo tot felul de fricțiuni, pentru că adevărul este că atunci când un politician pleacă la Bruxelles, nu că se rupe de ce se întâmplă în țară, dar se schimbă puțin mentalitatea și modul de gândire și nu mai vede cu același ochi mișcările și aranjamentele politice care se fac de elita noastră, între ghilimele, politică bucureșteană și dâmbovițeană. Bine, să știți că dacă Corina Crețu ar fi candidat sau urmează să candideze anul, nu mai târziu de anul viitor, dar pe alte liste, nu cred că ar fi girat minciunile din România. Noi suntem praf la absorția fondurilor europene, iar cei puțin peste 50% care spuneți că au fost atrași în programul operațional anterior, 2006-2013, 20-30% fac obiectul unor dosare penale fiind folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate. A fost un dezastru la atract. Spuneți-mi o autostradă care a fost făcută cu fonduri europene, o școală care a fost făcută cu fonduri europene. Nu trebuie să avem acest abordare. Ba nu, avem investiții abordare, cu fonduri europene. Poate de potențialul pe care l-am avut, ele sunt mici. Potențialul, noi am dat 2 miliarde de euro înapoi pe programul operațional 2006-2013. Acum am fi avut posibilitatea absorției, bineînțeles, dacă erau specialiști, că nu poți să faci aceste lucruri cu 2-3 persoane. În primul rând că noi nici nu avem studii pentru fonduri europene. Ce studii avem noi? Ce facultăți, ce universități avem noi pentru fonduri europene? Contextul este mult mai delicat, pentru că Rovana Plumb, zilele trecute, a trimis o informare în ședința de guvern, dar știi cum trimit toți, de citește Viorica Vasilica Dăncilă, de pe laptop sau de pe o foaie, cât lapte și miere va curge pe România. Iar Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, i-a dat info doamnei Dăncilă că deja sunt contractate, am atras 6 miliarde de euro pentru autostrăzile din România. Nu-i nici de cum o atragere de fonduri, ci este o cotă alocată de Uniunea Europeană și de comisarul Corina Crețu, dacă îl folosești banii, dacă îi folosești, îi dai înapoi. De fapt, nici nu iei banii ăștia. Păi nu, asta încerc să spun. Da? Și acum, putea veni o întrebare către Corina Crețu. Alo, doamna cealaltă, Rovana Plumb, prin vocea colegii de la masă, din stânga dumneavoastră, a spus că stau 6 miliarde de euro la graniță și nu reușește să vină încoace, să ne facem și noi autostrăzi, de exemplu. Probabil că avea pregătită poezia asta, dar n-a întrebat-o nimeni. Și atunci a fost și gestul ăla al Vioricăi Vasilica Dăncilă, care și-a dat seama că e ceva în neregulă și a zis, dar uite că vrea și doamna să vă răspundă la întrebări, doamna Țuști. Adevărul e că ne facem cu mâna noastră, suntem mai interesați să vânăm greșelile doamnei Dăncilă decât să aflăm câți bani sau ce proiecte se pot face și să punem presiune pe guvernanți. Asta este realitatea. Nu, n-au fost cheltuiți 50% din bani, s-au cheltuit peste 58%. Peste 80% din bani s-au cheltuit tot cu fondurile pe agricultură în 2007-2013. Nu e vorba de asta. Spania a cheltuit o agricultură, nu sunt bani. Dar sunt fonduri europene. Deci nu mai mergem la fentă, Alexandru Coita, nu mai mergem la fentă, că așa ne anunță și Daia, de neminte, de neîngheață apele, și o păcălește și pe Viorica Vasilica Dăncilă. Aia este cota alocată și negociată de statul român, subvenții pentru fermierii români. Aia nu sunt bani europene, aia nu se accesează, nu se fac proiecte pentru ei, nimic. Da? Nu, stai, în agricultură nu s-a făcut niciun proiect european. Ați luat-o puțin mai tare, cred că ați depășit semaforul. Deci nu, sunt bani europeni. Ați forțat pe galben. Nu credeți că mie mi-a luat permisul pentru că am forțat pe galben, n-am mai stat. Asta este. Nu mai vin după 1 iunie. Pe jos nu pot. Glumesc, nu, revenim. Deci banii pe agricultură sunt bani europeni, sunt de la bugetul Uniunii Europene, dar e adevărat că nu se fac proiecte pe ei, sunt subvenții la hectare. Da, mă rog, acum, eu am spus și pe banii pe agricultură. Până la urmă,
Deci eu am să zic că mă irită chestia asta, că știu că dai aminte, minte, dezăpăcește poporul ăsta. Dom'le, am atras fonduri europene de 4 milioane de euro. Ce ai făcut cu mâna aia? Are dreptate, Daia. S-au atras 4 miliarde de euro. Cine a atras, domnule? El cu soția și cu fica care lucrează toți la Ministerul Agriculturii. Păi nu, eu cred că... Păi hai să ne certăm, hai să facem controversă. Deci nu mai spuneți asta, nu mergeți la fentă, vă rog eu frumos. Deci minciunile de la Ministerul Agriculturii ne-am săturat de ele, nu s-a întâmplat nimic. Noroc deci eu m-am săturat din 2007 de când am venit în România, aud aceeași lamentare pe fondurile europene, dar nimeni nu este în stare să facă nimic. Și adevărul este că ar trebui poate să ne resemnăm cu faptul că nu o să profităm de acești bani. Și să înțelegem că sunt niște cauze care sunt multiple, care țin în primul rând de faptul că nu am reușit să atragem specialiști în domeniu, exact cum se spunea mai devreme, în administrația publică. Unul la mână, doi la mână. Regulile UE sunt prost negociate de România, sunt foarte greoaie, pentru că s-au furat zeci și zeci de miliarde de euro de către greci și de alte țări din sudul Europei de-a lungul timpului și acum le e frică să nu mai furăm și noi. Din asta rezultă că nimeni nu mai interesa să facă proiectele pentru că nu se pot fura bani. Vorbim de perioada pre-DNA, de când... Nici atunci, nici acum. Păi nu, dar în perioada... Acum oricum nu mai face nimeni niciun proiect de niciun fond pentru că nu se mai pot fura bani pentru că vine DNA. Dar în perioada pre-DNA, de când a început lupta anticorupție, era problema asta că nimeni, unul, nu înțelegea cum se fac proiectele astea, doi, le era frică să greșească și trei, oricum nu puteau să fure. Deci de asta nu se cheltuie fonduri europene în România. Plus că avem niște programe absolut făcute absolut aiurea, cum era fost un program operațional, sectorial, dezvoltarea resurselor umane, POSDRU, făcut exact pentru a alimenta clientela politică prin traininguri, conferințe, pișcotăreli și așa mai departe, dar fără să... Ați auzit vreodată de... Acum, să se angajeze cineva. De un impact concret la o comunitate locală. Ați auzit vreodată, de exemplu, despre... Că autostrăzi au mai făcut de bine de rău. De succes făcută prin startup? S-au făcut. Ați auzit vreodată de vreun centru de afaceri făcut din fonduri europene? Da, e ăla. Știți pe ăla de la Vâlcea? De umblă cu cuverele pe acolo și... Ăla de la Vâlcea, ăla e făcut. Imensă, de nu știu ce. Pește doare mintea. Bun, luăm publicitate, o să vorbim despre publicitate, despre un scandal că casa în sânul liberalilor, pentru că ce au făcut ei, ca soldăței de plumb, uite așa au făcut tropa în spatele lui Ludovic. Cum, cine e Ludovic? Orban, dobre. Publicitate, revenim. Vorbim și de Partidul Național Liberal, care face front comun cu șeful acestuia, Ludovic Orban. E bine, după ce Ludovic Orban, pe persoană fizică, după o cugetare adâncă, a făcut în nume propriu o plângere penală la adresa Vioricăi Vasilica Dăncilă, prin care a acuzat-o de înaltă trădare, de extremism, niște chestii urte tare, e bine, Partidul Național Liberal, unit în biroul permanent, spuneam, a votat, domnule, ne asumăm plângerea penală făcută de Ludovic Orban. Totul în contextul în care acuzele la adresa lui Orban n-au venit doar din tabăra PSD, ci și din tabăra unor fruntași PNL, cum ar fi domnul Bolojan, primarul PNL de la Oradea. E bine, astăzi, iată, cu 23 de voturi pentru, 3 împotrivă și 3 abțineri, liberalii au zis, domnule, gata, deci dacă a gândit-o Ludovic și noi susținem plângerea penală împotriva Vioricăi Vasilica Dăncilă. Ce e asta? O altă fumigenă? Liliana Maria Năstase și Alexandru Coita. Cred că am să-l las mai degrabă pe colegul nostru de platou să spună acest lucru. Nu mă pricep chiar atât de bine la dedesubturile politice. Din punct de vedere juridic, însă, inițiativa lui Ludovic Orban este un fus în cazul în care nu o fi, să spunem, mână-mână cu DICOT-ul, unde a ajuns acea plângere. Pentru că, haideți să ne înțelegem, în alta trădare, parchetul, ca să ajungă la această concluzie, trebuie să facă dovada faptului că persoanele sau entitățile cu care Viorica Dăncilă s-a întâlnit în Israel, așa, ar fi adus o atingere securității naționale a României. Asta înseamnă audierea tuturor părților, inclusiv a părții cu care Viorica Dăncilă a luat contact. Eu vă întreb, ce va face DICOT-ul? Comisie rogatorie? Va chema autoritățile din Israel sau de unde au informații că s-a comis această înaltă trădare la audiere în București? Știți cum e? Asta este exact ca dosarul deschis pentru abdicarea regelui Mihai, în care sunt suspiciuni de săvârșirea unor infracțiuni. Dar de ce au luat-o de la 1877 să se certe că acolo la redută e posibil. Ăștia, cum se cheamă, zi, curcă
Carli, și la răscoala din 1907 mi s-a părut că... Alexandru Coita, eu altceva vreau să aflu. După cum vedem, eșichierul ăsta politic, da? Toată această poveste cu plângerea penală a fost făcută ca să arate opiniei publice că, vezi, doamne, liberalii fac și ei opoziție, da? Acum a făcut-o Ludovic Orban pe persoană fizică la un moment dat. A fost criticată de niște lideri din teritoriu, acum ăștia tac sau, mă rog, au fost puși cu botul pe ladă, ca așa se spune în popor. Acum PNL-ul dă conotație politică unei plângeri penale în sensul că, băi, ia uite, vorbesc ăștia la televiziune despre chestia asta, trebuie să arătăm că suntem în forță, nu? Cam asta, nu? Eu sunt șocat de ce se întâmplă de luni încoace cu Partidul Național Liberal. O să vă explic și de ce și să luăm pe firul logic. Din punctul meu de vedere este destul de clar că atunci când a fost dată în vilag informația referitoare la memorandumul confidențial care a fost adoptat în ședința de guvern cu Ierusalim, președintele Iohannis a fost profund iritat, deranjat la nivel personal de această ingerință pe care a perceput-o în atribuțiile lui constituționale, pe politică externă. Probabil și a fost și prins pe picior greșit și a reacționat extrem de virulent, făcând mai multe greșeli și în final cantonându-se într-un discurs din ăsta de război total în care nu mai acceptă niciun fel de dialog cu actuala coaliție de guvernământ. Pe de o parte. Pe de altă parte, cei care sunt apropiați, să spunem, a PNL și președintele Iohannis știu că între actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, și președintele țării, Klaus Iohannis, nu există neapărat o relație foarte apropiată. Dimpotrivă, domnul Orban încearcă să intre în grațiile președintelui, mai ales că este contestat în partid și se tot discută de mișcări făcute monstruoase, între ghilimele, coaliții, pentru a-l da jos pe Orban. În acest context, text a știți această plângere penală, probabil că președintele PNL s-a gândit că i-a venit această idee de undeva, mă gândesc că nu a născocit-o peste noapte, și s-a gândit că depunând această plângere penală va fi perceput ca un gest eroic de opoziție prin care se sacrifică personal, merge și arată că unul este... e important, 20 de secunde, că unul este apărătorul numărul 1 al justiției și statului de drept și doi face acestea, merge mai departe de orice fel de așa pentru a apăra partidul, statul de drept și pe președintele Iohannis, sperând probabil că va intra în grațiile președintelui. Problema este că atunci când documentul a fost făcut public de o instituție de presă, s-a descoperit ceea ce am descoperit cu toții, că este o compunere de clasa nouă făcută pe genunchi, care, pe lângă faptul că este absolut penibilă, conține și informații care, dacă le luăm în serios, sunt grave, cum ar fi faptul că o putere străină în speță Israelul ar putea să dorească atingerea suveranității României, că asta este din document. E grav de acolo, mă, serios. Evident, domnul Orban nu s-a gândit nici că o să fie publicat documentul, nici că o să fie luat de cineva în serios. Era așa, la caragiale. Am depus o plângere să-mi repereze onoarea. Da? Nu contează ce e scris acolo. Ce șchiră de mastică primă. Cam așa. Nu vreau să-l iau una. Așa, dar asta e demersul. Dar e același Orban care, în momentul în care a fost acuzat că a cerut bani, da, că a cerut bani de la Urdărean, țipa că delatorii, că nu se fac plângeri sunt de acord, pentru că eu l-am criticat pe Ludovic Orban, o să crede lumea că am ceva cu el, dar nu am nimic cu el, dimpotrivă. Atunci când a fost vorba de acea plângere a lui Urdăreanu, Ludovic Orban a avut o atitudine foarte demnă. A spus, domnule, ea a început urmărirea penală, nu e adevărat, deși sunteți nedrept. Și mai mult decât atât, s-a retras în secunda 2 din viața politică și a așteptat să-și rezolve problemele. Când faci o plângere penală, îți asumi, Liliana Maria Năstase, și faptul că poți răspunde în fața justiției? Păi da, era vorba de un denunț, iar denunțul calomnios este o faptă penală și se pedepsește conform senatorul PNL, Iulian Dumitrescu, cu noi. Bun găsit, domnule senator! Bună ziua! Domnule senator, am aflat că ați votat împotriva, asumării de către întreg partidul a plângerii penale formulată de Ludovic Orban. De ce ați făcut acest lucru? Da, au fost 3 voturi împotrivă. Am spus și în ședință, mi-am spus domnului președinte, a luat o decizie fără să se consulte cu membrii Partidului Național Liberal. Doi la mână i-am spus că și solicitând acum un vot de încredere pentru demersul dumnealui, își recunoaște într-un fel greșeala și recunoaște că
nu este, că nu există nicio diferență între persoana fizică Ludovic Orban și președintele partidului Ludovic Orban. N-am intrat pe fond, am spus doar asta și cam atât. Bun, da, v-ați simțit jenat cumva de inițiativa pe care, a avut-o Ludovic Orban? Pentru că acolo nu, i-am spus în opinia mea, plângerea penală nu poate să fie o armă politică a Partidului Național Liberal. Păi și nu a fost de acord domnul Orban? Mi se pare o chestiune de minim bun simț și a spus dumneavoastră. Nu faci politică cu plângeri penale. Colegii noștri nu se pune acord? Da. Pe mine trebuie să mă întrebați, da, de acțiunile mele și de ce. S-a votat, au fost 3 voturi împotrivă și 3 abțineri și restul colegilor au votat pentru susținerea demersului domnului președinte Ludovic Orban. Domnule senator, dar totuși ceea ce a spus dumneavoastră și întăresc ce a spus și invitatul meu, Alexandru Coita, ceea ce a spus dumneavoastră este de maxim bun simț, adică lupta politică e luptă politică, plângerile penale se fac pe persoană fizică, da? Colegii dumneavoastră ce au votat ca turma, n-au vrut să-l deranjeze pe șeful maxim, cu atât mi se pare mai elegantă reacția dumneavoastră. Da, sincer, da, au mai existat colegi care au spus că orice mijloc, da, poate fi folosit în lupta politică. Eu mi-am spus punctul de vedere, cel pe care vi l-am spus. Unul, nu s-a consultat. Doi, plângerile penale nu pot fi folosite ca armă politică. Mulțumesc, domnule senator. Să aveți o zi bună. Cu plăcere. Oricum nu mai scoteam nimic de la domnul senator din mai multe motive. Probabil că și-a dat seama că a făcut un gest de frondă împotriva liderului Maxim, nu-i așa, din partidul aflat în opoziție. Bun, trecem la un alt subiect. Domnule și domnul Orvanus, pe această cale, că șpaga s-ar putea să fie legiferată, în sensul că dacă nu e pentru tine, ai scăpat. Un proiect depus de cine? De Cătălin Rădulescu, zis și litralieră, fostul deputat PSD, dar și de Andreea Cosma, de asemenea deputată PSD, a trecut de Senat. S-a scos din articol, și anume foloasele necuvenite pentru altul. Da? Deci cu alte cuvinte, dacă Liliana Maria Năstase ia o șpagă în calitatea ei de funcționar public sau de orice altfel de cetățean al României și nu o păstrează pentru sine, ci mi-o dă mie pe această cale, este exonerată de răspunderea penală. Cu alte cuvinte, circuitul șpăgii în natură poate fi așa. Băi, pentru ce l-am șpagă? Pentru șpaga, mama mare. Șpaga pentru mama mare. Se legalizează șpaga încrucișată. Ca la conflictul de interese în momentul în care ți angajai rudele. Acum nu-și mai angajează funcționarii publici rudele, ci angajează ruda ta, iar ruda ta iar ruda lui se angajează la tine. Deci angajarea încrucișată. La fel și aici, șpaga încrucișată. Știți, pe doamna Cosma o înțeleg, pentru că a trecut prin și trece în continuare prin niște probleme penale, cel puțin la nivel de familie. Pe domnul Cătălin Rădulescu îl înțeleg din punctul de vedere din meseria pe care dumnealui o are, medic. Sper că acolo nu mă celărește la fel cum încearcă măcelărirea codului penal. Este o prostie, nu o să treacă niciodată acest proiect nicăieri, pentru că nu o să și-l asume nici măcar colegii. A trecut de Senat Mulina Mărianu ăsta. Haideți să nu-i boss pentru mine, e pentru Moș Crăciun. Senatorul acesta, mitralieră, cum se mai spune, e un om politic foarte util pentru coaliția PSD-ALDE, pentru că testează. L-au dat afară. Nu contează, dar este în continuare util pentru coaliția PSD-ALDE, chiar dacă nu mai face parte. De ce? Pentru că el este așa ca un fel de laborator de teste. Testează tot felul de inei năstrușnice și se testează și reacțiile publicului la ele. Dacă ne aducem aminte, în decembrie sau noiembrie, a existat un scandal foarte mare pe tema unei propuneri legislative inițiate, dacă nu mă înșel, tot de acest domn. Mai repede că se termină emisiunea. Păi mai repede nu am ce să spun decât că se legifera asaltul sexual, da, la birou. Bun. Deci asta e... Acum nu știu dacă eu găsit mașina aia de multe zeci de mii de euro lui Rădulescu furată chiar de la Parlament, să trăiască pe această cale. Ne revedem în câteva minute la ora 14. Mulțumesc invitaților.